Credincioșii din Caransebeș au participat astăzi la Sfânta Liturghie, oficiată de Preasfințitul Părinte Lucian, în Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din municipiu. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Gheorghe Dobreanu al Catedralei, ce împlinește anul acesta 97 de ani de la înființare. În această duminică prea frumoasă din ianuarie, în duminica după botezul Mântuitorului Iisus Hristos, o duminică specială, în care suntem îndemnați să reflectăm la începerea activității publice a Mântuitorului Iisus Hristos, am socotit de bine să slujim dumnezeiasca liturghie în această catedrală istorică a Episcopiei Caransebeșului, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. În această catedrală, în urmă cu aproape 15 ani, am fost și noi instalați de către vrednicul de pomenire și cinstire, Mitropolit al Banatului Nicolae Corneanu. Așadar, iată, de aproape 15 ani, cu ajutorul Mântuitorului Hristos, Arhiereul cel Veșnic, slujim și propovăduim Evanghelia în eparhia Banatului de Munte, în cetatea Caransebeșului și în tot județul Caraș-Severin. De aceea se cuvenea, la început de an civil, să venim și în Catedrala Istorică, unde au fost înscăunați toți episcopii Caransebeșului, să venim și să ne plecăm genunchii și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să-L rugăm să ne ajute să ne continuăm activitatea publică în această eparhie istorică, unde au păstorit vrednici episcopi. În duminica după botezul Domnului nostru Iisus Hristos, Catedrala Istorică Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Caransebeș a îmbrăcat haină de sărbătoare prin slujirea Sfintei Liturghii Arhierești de către Părintele Episcop Lucian al Caransebeșului. Biserica Monument Istoric, construită în anul 1725, necesită ample lucrări de restaurare, atât în interior cât și în exterior. După obținerea tuturor aprobărilor necesare, proiectul pe care l-am demarat poate fi dus la final prin accesarea de fonduri europene nerambursabile și contribuția credincioșilor legat sufletește de Catedrala Istorică a Banatului Montan. În perioada 1949-1994, până la reînființarea Episcopiei Caransebeșului, aceasta a fost singura biserică ortodoxă din Caransebeș.